Făcând o paralelă între realizările PSD, care timp de 18 ani s-a aflat la conducerea județului, și cele ale PNL, care a avut administrația județeană doar 8 ani, vicepreședintele PNL Giurgiu Dumitru Gavril a scos în evidență o serie de proiecte accesate și implementate în mandatul lui Dumitru Beianu, obiective care au ridicat simțitor nivelul de confort al cetățenilor și au contribuit la dezvoltarea comunităților. Legat de unele precizări ce vizau nou veniți în cadrul PNL, precum și asigurarea conducerii Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Gavril a menționat doar că se așteaptă venirea unor membri extrem de importanți pentru partid, dar și pentru cetățeni, oameni care au confirmat o dedicație și un atașament native pentru giurgiuvenii noștri, dar mai ales s-au implicat decisiv în dezvoltarea orașului, menționând că în timp ce alte partide nu îndrăznesc să iasă în fața electoratului cu propunerile lor pentru administrația județeană, la PNL toate aceste lucruri s-au derulat la vedere, ca oamenii să cunoască viitorii candidați din timp pentru a se putea consulta între ei, deoarece la nivelul tuturor administrațiilor locale, aceștia au fost deja stabiliți și anunțați. Din punctul meu de vedere, candidatul nostru, domnul Beanu, este unul dintre cei mai buni oameni politici și în administrație a demonstrat acest lucru în perioada cât a fost președintele Consiliului Județean. Cu siguranță, dacă locuitorii din municipiul și județul Giurgiu va vota Partidul Național Liberal atât la primării cât și la consiliile locale și județene, avem o șansă ca domnul Beanu să conducă Consiliul Județean și în speță să dezvolte județul Giurgiu. Recomandat de experiența acumulată într-o lungă perioadă de activitate în cadrul administrației județene, pentru Dumitru Gavrilă nu este deloc greu să observe lipsa de interes a autorităților județene PSD, care au avut posibilitatea să aducă bani de la Ministerul Dezvoltării sau Guvern pentru o serie de investiții în județ, însă nu au făcut-o decât acolo unde au avut interes să raculeze cu ajutorul ordonanței de guvern 55 primarii PNL. Astfel, în opinia liberalului Gavrilă, toate acestea înseamnă că Bădălău are ceva împotriva locuitorilor și a orașului nostru, pe care nu și-l dorește dezvoltat nici măcar pentru Barbu, primarul lor, care pe ultima sută de metri până la alegeri, nu se poate lăuda decât cu gărdulețe pe care le-a scos pentru a ni le da acum ca fiind noi. Sau eu știu, poate domnul Bădălău a avut ceva personal cu municipiul Giurgiu, nu cu domnul Barbu. Atâta timp cât a avut posibilitatea, l-a avut pe domnul Dragnea, ministru la Ministerul Dezvoltării, și s-a pompat bani în județul Giurgiu, nu suficiență, dar au venit destui bani, de ce nu s-a dat și la municipiul Giurgiu? Are ceva cu locuitorii de municipiul Giurgiu sau cu domnul Barbu? Eu cred că are ceva cu locuitorii de municipiul Giurgiu. Este loc de mai bine. Este loc de mai bine și vreau să vă spun că degeaba facem noi gărdulețe, acum dăm cu vopsea, dăm cu var, nu mai putem să facem nimic. Nu mai îngreșăm porcul în ajunul Crăciunului. Pentru a demonstra hotărârea cu care PNL abordează câștigarea alegerilor locale, Dumitru Gavrila a menționat faptul că, atât la nivel de municipiu, în județ și la Consiliul Județean, au fost realizate deja listele pentru consilieri, acestea fiind ocupate de persoane cu notorietate în viața publică și care au ales să-și pună toată cunoașterea în slujba cetățenilor pentru depășirea crizei generale de moralitate și profesionalism. Avem o echipă puternică de oameni care, mulți dintre ei, nu au făcut politică, sunt pentru prima dată în politică și, cu siguranță, locuitorii din municipiul Giurgiu îi va vota. La nivel de județ, domnul Beanu și-a făcut o echipă bună, spre foarte bună, și în perioada următoare o să vă prezinte lista de consilieri județeni. La următoarele conferințe de presă vom apărea cu câte 3-4 candidați la funcția de primar și vă spun că avem șanse reale să câștigăm peste jumătate din comunele județului Giurgiu.